Am spus unor medici cu care discutam despre anestezia pe care o fac la operații, anestezia celui viclean are consecințe neplăcute asupra omului, în timp ce aceea pe care o faceți dumneavoastră ajută. Anestezia diavolului este o travă pe care o aruncă șarpele peste păsării sau peste iepurași ca să-i paralizeze și să-i înghită fără a se putea împotrivi. Diavolul, atunci când vrea să se lupte cu un om, trimite mai întâi un drăcușor anestezist ca să-l facă pe om nesimțit, după care merge el însuși și îl cioplește, adică face din el orice vrea. Dar înainte merge anestezistul, ne face injecție cu nesimțire și astfel uităm de grija mântuirei. Iată, noi monahii am făgăduit să facem răbdare atunci când vom fi ocărâți, jocoriți. Dar în cele din urmă, de multe ori ispita ne zăpăcește și facem cele potrivnice celor făgăduite. Altfel începem și altfel sfârșim. Pentru altceva am pornit să mergem, dar în altă parte mergem. Nu luăm aminte. Nu v-am dat atâtea exemple. Mai de mult, în Conița nu exista bancă, Oamenii erau nevoiți să meargă în alt oraș când voiau să ia vreun împrumut. Așadar, porneau câțiva din satele din împrejurimi și mergeau 72 de kilometri pe jos ca să ia împrumut, ca să cumpere de pildă un cal. Atunci, dacă cineva avea un cal, își putea întreține familia. Făcea pereche cu calul alt altcuiva și ara, Odată unul a pornit să meargă în celălalt oraș ca să ia împrumut, ca să cumpere un cal și să-și are ogorul, să nu se chinuiască săpând cu hârlețul. S-a dus așadar la bancă de unde a luat împrumutul, după care s-a oprit pe la magazinele evreiești și căsca gura. L-a văzut un evreu și l-a tras în lăuntru. Vino înăuntru, omule, am lucruri bune!" Acela a intrat înăuntru, iar evreul a început să coboare topurile de stofă din rafturi. Le lua, le scutura. Ia-o, îi spune, este bună, iar pentru copiii tăi ți -o voi da mai ieftin. Pleca de la unul, mergea mai departe și căsca gură la altul. Hai înăuntru, omule, îi spuse evreul, o să-ți dau mai ieftină. Și cobora acele stofe, le deschidea, le întindea. Și în cele din urmă s-a zăpăcit sărmanul. Avea și puțină mărime de suflet și își spunea: Acum când a coborât valurile de stofă și le-a întins, și mai ales că, pentru copii este mai ieftin, a dat sărmanul banii pe care îi luase de la bancă și a cumpărat un val de stofă, dar care era stricată. Dar ce să facă cu un val întreg de stofă? Niciun bogat nu ar fi luat un val de stofă, ci numai atât cât îi trebuia. În cele din urmă s-a întors acasă cu un val de stofă putredă. Unde este calul? l-au întrebat. Am adus stofă pentru copii, le spunea. Dar ce să facă cu atâta stofă? S-a îndatorat și băncii, și nici cal n-a luat, ci nu ai un val de stofă stricată. Haide acum, iarăși la, săpat cu hârlețul pe ogor, iarăși să se ustenească pentru ca să înapoieze împrumutul. Dacă ar fi cumpărat un cal, s-ar fi întors și călare, ar fi cumpărat și ceva lucruri pentru casă și nu s-ar fi omorât să sape cu hârlețul. Dar vedeți ce a pățit dacă a căscat gura la magazinele evreiești? Așa face și diavolul. Te trage de aici, de dincolo, ca negustorul cel viclean. Îți spune piedici și în cele din urmă te obligă să mergi acolo unde vrea el. În altă parte ai pornit și în altă parte ajungi dacă nu iei aminte. Te înșală și astfel îți pierzi anii cei mai buni. Diavolul este maestru. Dacă, de pildă, îi aduce unui om duhovnicesc un gând rușinos în timpul Sfintei Liturghii, acela îl va pricepe, se va trezi și îl va alunga. De aceea îi aduce un gând duhovnicesc. În cartea cu tare îi spune diavolul, Scrie aceasta despre Sfânta Liturghie. După aceea, îi va atrage atenția, de pildă, la polieleu. Se va întreba cine oare l-a făcut. Sau îi va aduce aminte de vreun bolnav pe care trebuie să meargă să-l vadă. A, ce inspirație mi-a venit în timpul Sfintei Liturghii! își spune acel amărât. Acela însă este diavolul care se strecoară înăuntru. Iar omul intră în discuție cu gândul adus de el. Când aude pe preot spunând, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, numai atunci își dă seama că s-a terminat Sfânta Liturghie, iar el n-a participat deloc la ea. Iată, și aici, în biserică, merge paraclisierul și aprinde lumânările de la Policandru, și am observat că până și pe oamenii mari îi distrage vicleanul și cască gura. La acela cum aprinde lumânările. Lucrul acesta este cu desăvârșire copilăresc. Numai copiii cei mici se bucură de așa ceva și spun: Le-a aprins. Adică, aceasta se justifică pentru copiii cei mici, iar nu pentru oamenii mari. Sau, deși știm că trebuie să evităm mișcările în timpul Sfintei Liturghii, diavolul poate pune într-un moment sfânt pe o soră să răsfoiască foile la strană și astfel pricinuiește zgomot, distrăgând pe ceilalți. Aud fâș, fâș, Ce se întâmplă, îmi spun, și astfel mintea fuge de la Dumnezeu și se bucură aghiuță. De aceea să luăm aminte să nu ne facem pricini de distragere a atenției celorlalți în timpul slujbei, că pricinuim pagubă oamenilor și nu ne dăm seama. Sau să spunem că urmăriți o citire. Când citețul ajunge la punctul cel mai sfânt, prin care se vor ajuta oamenii, atunci se va trânti ușa cu putere de curent. Sau va tuși cineva și li se va distrage atenția și nu se vor folosi de acel cuvânt sfânt. Și astfel își face aghiuță treaba lui. O, dacă l-ați vedea pe diavolul cum se mișcă, nu l-ați văzut și de aceea nu pricepeți unele lucruri. Face totul pentru ca omul să nu se folosească duhovnicește. Am observat aceasta la colibă atunci când vorbesc. Când ajung exact în punctul care vreau, cel mai sensibil, ca să se folosească cei ce aud, atunci sau se face un oarecare zgomot, sau vin alții și mă întrerup. Diavolul îi pune mai înainte să caște gura la schitul de vis-a-vis, -vis, sau să privească altceva. Și rânduiește să vină la momentul cel mai important al discuției, ca să schimb subiectul și să nu se folosească cei cărora le vorbesc. Pentru că atunci când începe discuția, știe diavolul unde va duce și, deoarece vede că se va păgubi, trimite pe cineva exact în momentul cel mai sensibil ca să mă întrerupă. Hei, părinte, pe unde să intrăm? Luați rahat și apă și veniți pe acolo, le răspund eu. Alții intră în curte exact în clipa aceea și mă întrerup, pentru că trebuie să mă scol și să-i întâmpin. Alții vin puțin după aceea și iarăși trebuie să mă scol, să-i întreb, de unde sunteți și așa mai departe. Și astfel sunt nevoit să o iau din nou de la început, să spun iarăși pilda ce am început-o. Dar de îndată ce încep, strigă de jos altul. Ei, părinte Paisie, unde ești? Pe aici e poarta, Hai, scoală-te din nou, măi și diavolul acesta. Într-o zi mi-a făcut aceasta de șase-șapte ori până când am fost nevoit să pun câteva santinele. Tu stai acolo și vezi să nu vină nimeni, iar tu stai aici până ce îmi voi termina treaba. De șase-șapte ori să începe o istorie, să ajungi la punctul unde se vor folosi oamenii și diavolii iarăși să facă scene. Măi, ce face vrășmașul! Mereu învârte butonul la altă frecvență. Îndată ce nevoitorul este gata să se folosească de ceva, pac, îi învârte butonul în altă parte și uită de sine prin ceea ce îi dă acela. Își aduce aminte de ceva duhovnicesc. Tac, îi aduce aminte de altceva. Îl face să se dea de aberbecul. Dacă omul ar învăța cum lucrează diavolul, s-ar elibera de multe lucruri și oarecum poate să învețe. Să se observe pe sine însuși. Dacă cineva se observă pe sine, învață. Vezi, ciobanii sunt cei mai buni meteorologi, pentru că observă norii și vântul.